Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci nu în crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este sărbătoarea închinată Sfintei Cuvioase Parascheva practic debutează marți pe 8 octombrie, când dimineața, începând cu orele 6:30, racla cu Sfintele sale moaște va fi scoasă în procesiune din Catedrala Mitropolitană și depusă pe baldachinul aflat, ca de obicei, în curtea Catedralei Mitropolitane. Anul acesta este un an special pentru Biserica Ortodoxă Română. Sfântul Sinod a decis să fie un an dedicat, un an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și un an comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți. Ca atare și noi ne-am gândit anul acesta să aducem moaște ale unui sfânt tămăduitor și am optat pentru un sfânt foarte cunoscut în lumea ortodoxă, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfintele sale moaște vor fi aduse din Muntele Athos, din Mănăstirea Sfântul Apostol Pavel. Vor ajunge miercuri seara, pe 9 octombrie, în jurul orei 20, vor ajunge la Catedrala Mitropolitană. Tradiționalul pelerinaj numit Calea Sfinților va fi vineri, începând cu orele 19, pe străzile din centrul Iașului. Miezul sărbătorii, desigur, este ziua de 14 octombrie, ziua în care Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va săvârși pe un podium amenajat, ca de obicei, în ultimii ani, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, la limita cu pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo unde vor putea să stea credincioșii, care, dacă vor fi număr foarte mare, cum de regulă sunt în toți anii, vor putea urmări și de pe ecrane mari amplasate în locuri, astfel încât fiecare să se bucure de această sărbătoare. Răspunsurile la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie anul acesta vor fi date în premieră de corul Operei Naționale Române din Iași. Tot ca o noutate și aș zice chiar o noutate absolută, anul acesta vom avea un infopelerin, două numere de telefon care vor fi făcute public, la care oamenii se poată suna. Din experiența anilor trecut știm că ei vor să afle tot felul de informații, de la slujbe până la chestiuni legate de rând sau de unde găsesc un ceai cald sau o mâncare sau o cazare. Și atunci vor fi aceste două numere pe care le vom anunța la momentul cuvenit, unde ei vor putea suna și vor putea să afle informații utile. Este un efort organizatoric într-adevăr foarte mare. Ne-am exersat, ca să zic așa, calitățile de la an la an și am învățat și din greșelile anilor trecuți, trebuie să recunoaștem, astfel încât cred că reușim de la an la an să aducem un plus de îmbunătățire. Și mai ales reușim să atragem, văd, de la an la an tot mai mulți voluntari. Sunt sute de voluntari deja și se mai înscriu, listele se completează, vor fi și tineri, laici, vor fi și preoți voluntari care vor fi de-a lungul rândului, plus toate celelalte aspecte organizatorice care sunt adevărate provocări, dar să știți că ne produc și o mare bucurie. E mare bucurie să primim aici la Iași, la Catedrala Mitropolitană, atâția oameni veniți din toate colțurile țării, unii veniți chiar și din străinătate, alții veniți nu pentru că sunt ortodoxi, indiferent de confesiune, unii vor pur și simplu să fie parte din această sărbătoare, vor să aibă această întâlnire cu Sfânta Cuvioasă Parascheva, care de multe ori aduce, să știți, multă mângâiere, multă întărire și pentru mulți este o persoană reală. Mulți vin cu adevărat, vorbesc cu Sfânta Parascheva și simt răspunsul pe care Sfânta Parascheva le-l dă. Cred că va fi un număr de pelerini aproximativ la fel ca în anii trecuți. Nu cred că va fi nici mai mult, nici mai puțin. Sau cel puțin așa nădăjduim. Aici lucrurile sunt imprevizibile. Nu putem ști, că nu se anunță decât se anunță, de exemplu, la un moment dat de la Primăria Voluntari, că vor veni un anumit număr de autocare, de regulă peste 100. Dar în general nu putem ști câți pelerini vin, însă dacă ne uităm la rândul care este și aici, acum, la această oră, la Catedrala Mitropolitană din Iași, vedem că există un interes constant de-a lungul anilor, astfel încât, dacă raportez la ce s-a întâmplat de la sărbătoarea de anul trecut până acum,
cred că același interes va fi manifestat și propriu-zis când va fi sărbătoarea Sfintei Parascheva. Oamenii vin de dimineață până seara aici și vin în număr mare.